A fost prezentă la două ediții ale Jocurilor Olimpice și țintește prezența și la Tokyo în 2020. Este vorba de notătoarea Tatiana Kishka, pe care o salut. Bună seara! Bună seara! Cât de tare dorești să ajungi la Tokyo? Mulțumesc de invitație. Desigur că îmi doresc foarte mult, fiindcă Jocurile Olimpice nu se compară cu nicio altă competiție. Este la un nivel foarte înalt. Desigur, până în Japonia, până când nu am fost, și aș dori să devin unica fată notătoare din Republica Moldova care a fost la 3 ediții a Jocurilor Olimpice. Da, până acum sunteți două. Fost la 2 ediții, tu și Maria Tregubova. La băieți, Andrei Zaharov a fost de 4 ori. La Londra și la Rio te-ai calificat destul de greu. Cât de greu a fost? Pentru că te-ai calificat, din câte știu, pe ultima 100 de metri. Da, într-adevăr a fost foarte greu, fiindcă au fost foarte multe contaminante, competiții și nici de cum nu puteam să îndeplinesc normativul. Și taman cu o lună înainte de Jocurile Olimpice am făcut baremul și am fost foarte bucuroasă. La Londra aveai doar 17 ani, apoi în 2016 la campionatul Rusiei ai devenit campioană la 50 metri braz. Anul acesta ai ajuns în premieră în semifinalele campionatului european, de asemenea la stilul tău preferat, braz. Ești mulțumită cum se derulează cariera ta? Da, sunt foarte mulțumită, fiindcă rezultatele cresc și știu foarte bine că în viitor tot vor fi și încă mai mari, la, cum ați spus, la campionatul Rusiei locul 1 și europenele locul 13. Au fost într-adevăr cele mai principale competiții pentru mine. Am avut mari emoții, chiar și lacrimi, și într-adevăr se merită să muncești, să te ocupi 15 ani cu sportul, să vezi cum e asta într-adevăr. E ceva de neredat. Da, și poate asta te menține pe tine, pentru că sunt copii super talentați, care lasă natația. Adică erau foarte promițători, părinții nu îi lasă, că răcesc foarte des, pentru că la, dacă înoți iarna, după aia ieși, nu, usuci părul bine, poți să răcești, unii copii se plictisesc. Pe tine ce te menține, în afară că ai văzut două olimpiade, ce te menține în acest sport? Mă menține că am rezultate și știu că aceasta încă nu este totul. Vreau mai departe să obțin și mai mari rezultatele. Eu, sincer, nu prea răcesc, chiar sportul, din contră, mă ajută să devin mai sănătoasă. Și... Și ai îndemna și alte fete să facă natație? Da, desigur, eu îndemn și am îndemnat pe multe fete să facă natație, fiindcă este foarte bun acest gen de sport pentru sănătate și principalul să îndrăgească acest gen de sport. Și la natație nu poți să te accidentezi cum la fotbal sau la alte genuri de sport, pentru că, na, doar să răcești. Da. Dar și alte plusuri. O siluetă bună. Mulțumesc. Care sunt alte plusuri ale natației? Mai degrabă un mod sănătos de viață. Mod sănătos de viață, da. Da, dar marea noastră problemă e că la Chișinău nu avem un bazin de 50 de metri, un bazin olimpic. Avem la Tiraspol, acolo unde ai fost și tu, doar în cantonament, înaintea competițiilor mari. Dar dacă am fi avut bazin de 50 de metri la Chișinău, rezultatele tale, de exemplu, ar fi fost mai bune? Da, într-adevăr, înaintea competițiilor cele mai principale, ne ducem la cantonament, la Tiraspol, și primul rând e costisitor, e foarte costisitor, și drumul. Dar să fost în Chișinău ar fi un plus mare, ar fi mult mai bine și rezultatele aveau să crească, fiindcă competițiile cele mai principale se petrec în bazinul de 50 de metri. Așa e. La Chișinău ai venit acum 4 ani, fiind originară din Bălț. Ești antrenată de Sergiu Postică, care și el a fost la Jocurile Olimpice. Cum încearcă el să te motiveze ca să obții rezultate mai mari? Pentru că, na, până la urmă are o experiență. Da, la domnul Sergiu Postică mă antrenez de 4 ani și sunt foarte recunoscătoare, fiindcă datorită lui am obținut aceste rezultate.
El face tot posibilul și chiar imposibilul pentru a-mi crea condițiile necesare de antrenament. Uneori mă ajută chiar și financiar, fiindcă să faci sport în Republica Moldova e foarte greu fără surse financiare. Da, sportul moldovenesc e susținut nu foarte bine, nu ca în alte țări. De exemplu, ziceam, în 2016 a devenit campioana Rusiei la 50 metri brasa, asta spune ceva. Poate ai vorbi cu fetele de acolo. Ce condiții ele au și noi nu avem? În afară de bazin de 50 de metri. Da, mi-am făcut cunoștință și le-am povestit că, iată, noi zilnic ne antrenăm în bazinul de 25 de metri și fetele s-au mirat. Cum așa vă antrenați în bazinul de 25 de metri și vii la campionatul Rusiei și ocupi locul întâi? Au spus că au condițiile mult mai bune, sele, echipate cu totul necesar pentru un atac. Și pleacă la cantonamente, regulat. Da, da. Și chiar pentru campionatul Rusiei este necesar să ocup locul 1-2-3 și de curs de un an au bursă. Ceea ce la noi nu este așa. La europenele de acum o lună ai stabilit un nou record național la 100 metri bras, 1 minut 9,31 de secunde. Care e obiectivul tău pentru anul viitor? Pentru anul viitor sunt mai ales două competiții foarte principale pentru mine. Este Universiada, care va avea loc în Italia în luna iulie, și în aceeași lună campionatul mondial, care se va petrece în Coreea. Și acolo aș vrea să îndeplinesc normativul pentru participare la Jocurile Olimpice din 2020. Da, multă baftă și să devii prima notătoare din Moldova cu 3 prezențe la Jocurile Olimpice. Mulțumesc mult!